să-L întâmpinăm pe Domnul. Ce minunat este sufletul unui om sau al unui popor care, condus de mintea sănătoasă, înțelege vremea marilor cercetări dumnezeiești și iese în întâmpinarea Domnului. Ieșind cu bucurie în întâmpinarea lui Hristos, adică înțelegând drept și primind bine îndrumarea mântuitoare, se face întâlnirea cea mai fericită a sufletului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu sufletul. Domnul Hristos vine totdeauna cu cele mai fericite rezolvări ale tuturor problemelor tale. Domnul Hristos vine totdeauna cu lumina, cu libertatea, cu pacea și binecuvântarea tuturor îndestulărilor tale, atât pentru mintea ta, cât și pentru inima ta. Ieși în întâmpinarea Lui totdeauna când vine spre tine. Atunci, pentru fericirea ta însuți, să nu-L lași pe Hristos să aștepte sau să ceară vreme prea multă. Și cu atât mai mult, nu lăsa să plece de la tine, ci ieși totdeauna în întâmpinarea Lui și deschide-i chiar înainte de a bate El la ușa ta. Ce fericit vei fi și tu și El atunci! Dă-i Domnului Iisus totdeauna mai înainte de a-ți cere El orice vezi tu că are El nevoie de la tine. Ascultă-L înainte de a-ți porunci și urmează-L înainte de a pleca. Abia atunci va fi cu adevărat fericită viața ta. O minte sănătoasă și o inimă curată, iată ce este cu adevărat fericit pentru oricine. Iar acestea, numai Tu, Doamne Iisuse, le poți înnoi și face prin învățătura Ta care este adevărul și prin puterea Ta care este dragostea. Cel de care Dumnezeu se folosește pentru cele mai mari lucrări ale sale este adesea o biată ființă dintre cele mai puțin însemnate. Aceasta o face Dumnezeu și pentru a se vedea limpede că nu omul, ci Dumnezeu este acela care împlinește lucrul minunat ce se face. Spre a se vedea că omul este numai o neînsemnată unealtă de care Dumnezeul cel atotputernic se folosește pentru împlinirea planului său și pentru ca nu cumva privirile să se oprească asupra uneltei văzute și nu asupra stăpânului nevăzut. Pentru intrarea în Ierusalim, Domnul Iisus a găsit un asin tânăr pe care nu încălecase încă niciun om. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 2. Ce minunat înțeles are tot ce face și tot ce cere Hristos! Cu câtă bucurie dorește El să se folosească de suflete curate, care nu s-au întinat cu împreunări vinovate și străine de Dumnezeu! În slujba Lui dumnezeiască, Hristos a căutat mereu suflete tinere, fiindcă El are mereu nevoie numai de suflete predate Lui, neîncălecate încă de robii omenești. Are nevoie de tineri hotărâți, care să nu se fi făcut robii oamenilor și nici purtători ai întinăciunii lor. O, ce stăpân și domn slăvit pentru un tânăr predat Lui este Împăratul Hristos! O, ce triumfală intrare în istorie și în viață îi poate da Hristos oricărui tânăr care este în stare să-L poarte triumfal pe El printre oameni! Ce minunat este gândul că Hristos găsește totdeauna unealta potrivită pentru orice lucrare pe care dorește El să o facă. Tânărul asin, liber de orice obligații omenești, care era gata să-L poarte frumos și vrednic pe Iisus, era mai dinainte pregătit, aștepta numai clipa când să fie chemat și dus la Iisus. Ce bine dacă și tu ai fi gata acum să vii cu mine la Hristos, ca să te folosească spre slava Lui. Aceasta ar fi slava ta. Mulți tineri sunt gata și azi să fie duși la Iisus. Trebuie numai ca ucenicii care au datoria și misiunea să-i aducă la Iisus, să-și facă slujba lor, de a-i dezlega pe acești tineri purtători de Hristos de la ușile unde sunt legați. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 4. Și de a-i aduce la Domnul. Dragă ucenic al Domnului Hristos, tu oare câți tineri ai adus la El? Tânărul adus la Domnul va purta apoi și poverile ucenicilor care l-au adus. Aruncă-le asupra lui și va purta frumos și povara lui Hristos,
împăratul lui. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 29 și 30. Și el le va purta frumos toate aceste poveri, cu ușurință și cu voioșie, pentru dragostea și bucuria slujirii Mântuitorului, căci curăția și dragostea tinereții puse în slujba lui Iisus pot fi covârșite de nimic. Ce triumfal a intrat Hristos în istoria noastră prin părintele nostru Iosif, prin acest uriaș și tânăr slujitor al său, care n-avea decât abia ceva peste 30 de ani, vârsta Mântuitorului, când a început în poporul nostru și în biserica noastră lucrarea fără seamănă a oasei Domnului. Din veacurile primare ale bisericii creștine, poate că n-a mai fost o astfel de mișcare duhovnicească, atât de curată și frumoasă ca ea. De multe ori suntem noi îngrijorați pentru Domnul și ne gândim ca ucenicii Lui, neștiind cum să facem și ce va fi cu noi. De unde să luăm pâine? Își ziceau ucenicii în pustie, într-un moment greu. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 5. De unde să luăm asinul? Își vor fi zis și atunci, tot așa de îngrijorați. Dar Domnul știe totdeauna ce are de gând să facă. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 6. Trebuie să știm și noi că El știe și să ne bizuim pe El. Ucenicii se frământă, dar Domnul stă liniștit. El știe în orice împrejurare și în orice trebuință și timpul și mijlocul de care se va folosi pentru slava sa și pentru împlinirea lucrării sale. Cât de liniștiți am fi și noi, totdeauna dacă ne-am încrede cu adevărat în înțelepciunea și puterea Dumnezeului nostru. Să ne aducem aminte că Domnul a avut grijă întotdeauna și a știut și va ști să-și aleagă pe tânărul purtător, cu care va merge mai departe, până va intra în Ierusalimul său slăvit cu toți cei ce îl urmează pe el. La timpul potrivit, îl va dezlega pe cel de care are nevoie, de acolo de unde știe că este legat acum, și îl va folosi în fruntea celorlalți, pentru cea mai mare slavă a sa, după cum i-a știut afla și în trecut pe alții, la timp. O, de câte ori ne-am încredințat noi că nicio întâmplare nu este întâmplătoare, ci că totul este mai dinainte știut și determinat de cauze care au între ele o adâncă și tainică legătură, rânduite de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și totuși, în fața unei noi încercări, uităm toate minunile de până la ea și suntem gata să nu știm ce să mai facem. Noi ne temem de cele mai multe ori să nădăjduim în biruința adevărului pentru care luptăm și în triumful Dumnezeului nostru pe care îl iubim și în izbânda binelui pentru care muncim și răbdăm, pentru că sunt prea multe împotrivirile pe care le vedem și prea puțină încrederea noastră în cele ce nu le putem vedea. Adeseori, noi vedem prea mari primejdiile de care ne temem și prea puternici vrăjmașii lui Dumnezeu și prea slabe și prea îndepărtate și prea puține ni se pare că sunt puterile lui Hristos. De aceea suntem gata să ne îndoim. O, ce puțin credincioși suntem noi când ne uităm prea mult la ceea ce se vede și nu la cel ce ne spune. Nu vă temeți, iată, eu sunt cu voi. Sărmanii de noi, cât de copleșiți suntem de prezent de cele mai multe ori, atunci nu putem nici vedea trecutul, nici crede viitorul. Nu știm că istoria de azi este profeția de ieri, iar profeția de astăzi este istoria de mâine. Ce puțin folosim noi darul cel mare din noi, credința. Câte ni s-ar lămuri astfel dacă am crede mai mult? Ajută, Doamne, puținei noastre credințe. Amin. Aici, în casa asta în care te-am primit, Iisuse, Tu ai fost primul prieten drag venit. Și azi mi-aduc aminte de ceasul minunat când Te auzeam. Eu, iată, la ușă stau și bat. De atunci, atâția oaspeți veniți în casa mea n-a trebuit să aștepte și nici să bată în ea.
că din clipita în care Tu mi-ai intrat, Iisus, nici zi, nici noapte, uși zăvor nu i-am mai pus. Așa a fost și astăzi, deschisă oricui, să-mi ia oricine pâinea și apa ca a Lui, să-și încălzească un cântec, ori să-și adoarmă un vis, apoi, plecând, să lase cum a aflat, deschis. Așa să-mi afli totul deschis când vei veni, Tu, cel din urmă oaspe pe care îl voi primi, ca în cerul prieteniei să-mi dai un loc gătit. De mult ți-aștept venirea, mi-e totul pregătit. Puțina noastră credință. Când se înalță cel rău ca un pom verde, sănătos și puternic, plin de trufie și de dispreț pentru dreptate și pentru adevăr, adeseori ne cutremurăm de teamă și ne ascundem de frică în iarba netrebniciei și a lașității, la umbra aceluia de care ne temem, târându-ne în fața Lui. Pentru că nu mai putem vedea dincolo de El nimic, din pricina necredinței noastre. Când se înalță nelegiuitul ca un leu, răcnind și zdrobindu-i pe cei slabi, ne îngrozim și ne târâm spre labele Lui, căutăm să ne salvăm mișelnica viață și netrebnica libertate prin bunăvoința Lui. Nu mai putem crede dincolo de El nimic. Ce slabi suntem! Ce nevrednici suntem atunci! Când, prin îngăduința lui Dumnezeu, vin zilele de încercare, iar alipirea de Hristos este cântărită cu ani de foamete, de chinuri, de strâmtorare și de jertfe, atunci mulți suntem gata să tăgăduim că L-am cunoscut vreodată pe Hristos și că am fost vreodată cu El. Nu mai putem nădăjdui nimic dincolo de azi pentru viitor. Ce amarnică înșelare este aceasta pentru noi! De ce uităm oare câți astfel de arbori falnici a cunoscut istoria și cum i-a prăbușit pe neașteptate un trăsnet venit din senin? De ce uităm oare câți astfel de lei fioroși a cunoscut Evanghelia și cum au ajuns zdrobiți pe neașteptate din umbra lui Dumnezeu? De ce uităm oare câte astfel de vremuri a cunoscut Hristos și cum le-a biruit El prin sărmanii Săi, prin smeriții și răbdătorii Lui ostași credincioși? Să privim spre trecut, ca să vedem viitorul. Iată, toți vrăjmașii lui Hristos de până astăzi s-au nimicit și cât de puternici erau ei cândva, iar El se înalță tot mai strălucitor deasupra veacurilor. Tot El va ieși biruitor din această ultimă încleștare. Fiți siguri de asta toți! Toate furtunile lui Dumnezeu au trecut, iar El se ivește după fiecare parcă și mai înalt, parcă și mai neclintit, ca o stâncă după toate valurile și ca un pisc după toate negurile spulberate de lumină și de trecerea peste El. Deci nu te teme, fiica Sionului Ceresc, și nu te teme, biserică luptătoare a lui Hristos, și nu te teme, oaste a Domnului Iisus. Împăratul tău, Iisus Hristos, veșnic biruitorul, vine, vine pentru totdeauna în ajutorul tău, în mărirea sa și în slava veșnică a împărăției sale. Ieși în întâmpinarea lui cu încredere. Lucrurile cele mari nu le vezi de prea aproape. Momentele cele mari nu le înțelegi atunci când se petrec și pe oamenii cu adevărat mari nu-i cunoști decât foarte rar în zilele vieții lor. Văd numai ochii cei care au lumina de sus în ei. Numai aceștia pot vedea aceste adevăruri la timpul lor. Ceilalți le văd numai după ce au trecut, târziu sau mult prea târziu. În zilele vieții lor cu Mântuitorul, ucenicii Domnului, luați dintr-un alt fel de viață pe care o avuseseră, atât de străin de felul cel nou în care erau acum, văzând mereu lucruri noi și auzind mereu cuvinte atât de neobișnuite față de cele pe care le știau ei dinainte, puteau și ei pricepe numai atât de puțin adevărul pe care îl auzeau și înțelege așa de greu minunea care se petrecea cu ei.
Adeseori, puterea de pricepere a ucenicilor Domnului era mult depășită de uriașa clipă istorică pe care o trăiau. Atunci și ei priveau fără să vadă, trăiau fără să știe și auzeau fără să înțeleagă. Cum nu înțelegem nici noi astăzi multe din cele ce le trăim, mereu facem fiecare experiența aceasta. Pentru înțelegerea marilor adevăruri pe care le rostea cu fiecare cuvânt Hristos, Domnul lor, ucenicilor lui le trebuia o atenție mereu ascuțită, un ochi mereu treaz, o înțelegere mereu pătrunzătoare. Îndată ce una din virtuțile acestea le obosea, ei se pomeneau dibuind în nepricepere și rămânând în îndoieli. Oare noi am fi fost altfel în locul lor? Credința vieții în Hristos și realitățile duhovnicești ale acestei vieți, cum sunt cunoștința și înfrânarea, răbdarea și evlavia, toate acestea merg mereu înainte, cresc în lumină, în înțeles și în roade, atât în ce privește dragostea de frați, cât și iubirea de oameni. În omul care este în Hristos, acestea cresc normal, cum cresc roadele într-un pom sănătos, sădit în pământ bun. Fiecare dintre noi, pentru ca să ținem pasul duhovnicesc cu lucrarea Domnului, trebuie neapărat să ne dăm toate silințele, fiindcă numai în acest chip ni se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 11. Iar până atunci, numai așa vom simți în noi curgând râul puterii care vine din Hristos și merge spre alții prin noi. Îndată ce rămânem doar cât de puțin înapoi, lucrurile ne depășesc și atunci începem să nu mai înțelegem nimic. Atunci, pe măsură ce vedem alte fapte și auzim alte cuvinte, noi le vom înțelege tot mai greu, până nu vom mai înțelege nimic. De aceea, unii frați înapoiați nu mai pot înțelege lucrarea Domnului care i-a depășit și nu mai pot cuprinde nicio bucurie acum, fiindcă inima lor a rămas mică, îngustă, neputincioasă. Ce dureros este să vezi uneori câte un suflet care a rupt de mult legătura cu frații, rămânând în starea de creștere de atunci. Astăzi, oricât ai vrea să mai poată înțelege cântările, vorbirile, scrierile lucrării ca și ceilalți, îi este nespus de greu, dacă nu chiar cu neputință. O, nu vă rupeți de copacul lucrării Domnului ca să nu vă uscați! Deși învățătura și credința sunt aceleași între frați, totuși cunoașterea lor, pătrunderea lor, fețele lor, cântările lor, rugăciunile și vorbirile frățești au crescut și în număr și în adâncime. Și sunt tot mai felurite față de cele de demult. Trebuie să ții mereu pasul cu lucrarea Domnului, ca să nu pierzi adevărul. Ca să poți crește în toate privințele până la Cel care este capul, adică Hristos, împreună cu tot trupul care crește și se primenește mereu, trebuie să fii un mădular mereu strâns legat de toate celelalte mădulare, prin legătura desăvârșirii care este dragostea și unitatea. Efeseni, capitolul 4, versetele 15 și 16. Adică să umble cu celelalte mădulare și între ele, să te hrănești cu ele și împreună cu ele, și să ai totdeauna o strânsă și sănătoasă legătură cu ele. Altfel, fără acestea, te anchilozezi și te usuci. Puțini își dau și astăzi seama de însemnătatea momentului pe care îl trăim noi acum și de marea trebuință a ascultării de adevărurile pe care le auzim. Multe din îndemnurile atât de sfinte din zilele acestea atât de scumpe rămân fără folos pentru cei care nu iau seama la aceste lucruri mari. Rugați-vă să căpătăm o inimă înțeleaptă și o vedere limpede. Tot ce ni s-a spus ieri se împlinește astăzi, iar mâine tot ce ni s-a spus astăzi se va împlini în chip cutremurător. Cu ce amare păreri de rău își vor aduce aminte mulți de toate cele pe care le vor vedea atunci,
își vor aduce aminte că li s-au spus mai înainte, dar, din pricină că n-au putut sau n-au vrut să înțeleagă atunci, au pierdut atât de mult. Mărturisirea despre Isus este nu numai vorbirea despre Evanghelia sa sau predicarea poruncilor și a învățăturii lui, ci adevărata mărturisire despre Isus este aceea a vieții și a trăirii zilnice, cu faptele și cu umblarea noastră în lumină, în Duhul și în exemplul Lui. Doamne, Duhule Sfinte, ajută-ne ca să fie așa mărturisirea noastră. Amin. Cuvinte înțelepte. Dumnezeu a dat oricărui om o liberă voință și astfel omul își alege soarta după sa dorință. Pe urmele Domnului. Toți apostolii Domnului, după ce au călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos, au cerut și ei înșiși de la ucenicii lor să calce și ei, cu toții, la fel pe urmele lor. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 16 și capitolul 11, versetul 1, Efeseni, capitolul 5, versetul 1, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6 și 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 9. Căci fiecare adevărat urmaș al Domnului va avea și el urmași adevărați. Și fiecare este dator să ceară altora ceea ce el însuși a dat lui Iisus. Mărturisirea lui Hristos nu pretinde mai mult, dar nici nu se mulțumește cu mai puțin de la nimeni dintre cei care l-au cunoscut vreodată pe Mântuitorul și s-au împărtășit din harurile lui, decât a se strădui să calce pe urmele lui. El a zis, cum am făcut eu, așa să faceți și voi. Nu poți să spui cu gura că ai fost sau că ești cu Domnul, iar prin faptele tale să arăți ca unul care nici nu l-a văzut și nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Mărturisirea adevărată mai mult se arată ochilor decât se spune urechilor. Cei care fuseseră cu Hristos mărturisiseră atât de frumos despre El, încât oricine i-a auzit, a simțit nevoia să vină ei înșiși să-L cunoască pe Domnul. Cum făcuseră cei din Samaria. Așa de ar fi și mărturisirea noastră. O, cât de mult bine poate face un bun mărturisitor al Domnului Iisus în fața celor care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, căci de felul cum El mărturisește în fața oamenilor, depinde atitudinea pe care o vor lua aceștia față de Hristos. Dacă cel trimis să mărturisească despre Domnul Iisus va spune povești sau palavre, atunci ascultătorii vor râde, sau vor adormi, sau vor pleca, și nimeni nu va simți nevoia să-și schimbe viața sau locul față de Hristos. Și toți cei ce se vor pierde vor fi din vina mărturisitorului nevrednic. Dacă nu se va face o puternică mărturisire despre Domnul, nimeni nu va ajunge să cunoască puterea minunată a lui Hristos, nici mântuitoarea părtășie cu El, ci vor trăi mai departe cu toții în întunericul și pierzarea păcatelor lor, la olaltă cu netrebnicul care le predică niște lucruri călduțe, ca să poată avea o viață trupească mulcuță, pentru a nu-l supăra niciodată pe diavolul. În ziua judecății va fi vai de predicatorul călduț și de ascultătorii lui mălcuți. Orbul pe orbi când îi va conduce, vor cădea cu toții în aceeași groapă. Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 14. Și merită aceasta, fiindcă nu-i permis nimănui să fie nepăsător față de mântuirea cea mare adusă cu atâta preț de însuși Dumnezeul cel veșnic. Dacă nu poți mărturisi în așa fel încât toți ascultătorii tăi să-L dorească pe Hristos și să caute să iasă în întâmpinarea Lui, atunci teme-te. Teme-te de mare răspundere cu care te împovărezi, și pentru tine, și pentru ei, în fața veșniciei. Dacă nu te poți lăsa de păcate, mai bine lasă-te de slujba de predicator pe care o faci în chip nevrednic. Cel puțin, atunci te-ai pierde numai pe tine singur. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele de la 48 la 51. Nu și pe alții.
Au fost întotdeauna un fel de oameni atât de stricați sufletește, încât din orice lucru, chiar și al lui Dumnezeu, n-au urmărit altceva decât câștigul lor cel mărșav. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 3. Poate fi oare o osândă prea mare pentru un astfel de păcat? Mai sunt încă unii care, cu o satanică lăcomie, privesc totdeauna la orice lucru, oricât de sfânt ar fi, numai cu gândul lacom al câștigului. Îi interesează un om sau o lucrare numai în măsura în care le-ar produce lor un câștig de vreun fel, sau le-ar provoca cumva vreo pierdere în planurile pe care le au. Când oamenii doritori de câștig mărșav se ascund în târguri sau în cârciumi, sau în afacerile de bursă, în jocurile de noroc, sau în oricare alte unghiere întunecate și întunecoase ale minciunii și ale vicleșugului, atunci îi poți cunoaște sau bănui. Mai cu greu, dar îi poți. Și oarecum îi poți și înțelege. Ei sunt oameni lumești și caută câștigul lumesc. Dar când vezi cum există un asemenea soi de afaceriști, prefăcându-se evlavioși, care mișună în jurul lui Hristos, care reiau cuvintele sfinte abia ieșite de pe buzele sfinte ale lui Dumnezeu și din cartea lui, apoi răstălmăcind totul în folosul câștigului lor mărșav și satanic, umblă numai cu pălăria întinsă sau cu mreaja pregătită ale cerșetoriei respingătoare. Ți se umple sufletul de durere. Aceștia, bârfindu-i totdeauna pe alții și lăudându-se totdeauna numai pe dânsii, își aleg din Evanghelia lui Dumnezeu numai cele câteva versete pe care ei le pot întoarce mai bine, chiar pe dos, ca să-și facă din ele o haină potrivită pentru scopul partidei lor și un paravan care să le ascundă locul unde sunt așezați la pândă pentru vânarea de câștiguri și situații, contrar voii lui Dumnezeu. O, când vezi că pot fi și astfel de soi de oameni care îl exploatează și îl negustoresc pe Hristos, inima ți se strânge de cutremur și de scârbă. Cum oare nu se îngrozesc acești oameni de nelegiuirea pe care o fac? Nu mai au negustorii cu Hristos nicio conștiință care să strige împotriva mărșăviei pe care o săvârșesc în fața și în numele lui Dumnezeu? Oare niciun glas nu mai poate răzbate de nicăieri până la inima sau la mintea lor ca să le cutremure? Oare numai focul îi va mai putea trezi, ajungi în osânda veșnică? Te depărtezi totdeauna cu scârbă și cu durere de acel om pe care îl vezi atât de lacom și de hrăpăreț, încât nu-l mai interesează nimic altceva, nicăieri, decât câștigul personal. Dar nimeni nu-și poate închipui cât rău fac bisericii Domnului și numelui lui Hristos acești oameni pe care stricăciunea inimii lor și dărnicia celor smeriți și curați cu inima i-au făcut niște lacomi și niște hrăpăreți. Dintre oamenii cei lacomi și hrăpăreți, Satana îi recrutează pe vânzătorii de frați și iscoadele viclene și pe rătăciții de la credință și pe făcătorii de dezbinări și pe bârfitorii celor vrednici și pe dărâmătorii de adunări și pe stricătorii de suflete și de adevăr și pe ucigașii de Hristos și de frați. Cei care umblă fără teamă și trăiesc în păcatele duhovnicești ajung în atât de rea stare încât nu mai este niciun fel de păcate și crime pe care să nu le facă. Aceasta este ultima treaptă a prăbușirii. Dumnezeule al milei, nu lăsa pe nimeni să ajungă până acolo. Amin. Cuvinte înțelepte. Adevărul cel mai mare și cel mai apropiat, el e sufletelor noastre soarele cel minunat, care ne lumină calea până dincolo de moarte. Peste ori și câte piedici, el e în stare să ne poarte. O, fiu curat, nu întoarce să ții haina oprită, ci fugi când ea-ți rămâne în mâini la vreo ispită. O clipă de a întoarce, puterea ta va scade. Plăcerea de o clipită te-ar arde în veci și roade. O, fiu viteaz, nu întoarce să-ți afli spada ruptă, cu pumnul mai departe,
cu brațul gol te luptă. O clipă de a întoarce, uitarea te-ar desparte. Uitarea deoclipită pe mulți i-a dus la moarte. O, fiu străjer, nu întoarce să-ți iei nimic din casă. Când mirele sosește, mergi după el la masă. O clipă de a întoarce și ușa s-ar închide. Nu-i nimeni niciodată, apoi a-ți mai deschide. A fi închinător adevărat. Dacă vrei să fii un închinător adevărat al lui Dumnezeu, învață-te să fii mulțumit cu ceea ce ai. Ferește-te de lăcomia de bani și de umblarea după câștig necinstit și necurat. Învață-te să renunți și să te lipsești de orice câștig, cât de mic, care ți-ar fi nemeritat. Căci pe nesimțite poți fi robit și apoi orbit de lăcomie. Dacă umbli cinstit și muncești conștiincios, munca ta îți va aduce atâta cât ai nevoie să te hrănești și să te îmbraci cuvincios tu și ai tăi, și chiar să și poți face puțin bine și altora. Ce întrece mai mult poate să-ți fie astăzi sau să-ți devină mâine un rău, dar ceea ce strângi cerând 5 prețuri și înșelând cât mai mult de oriunde poți, îți devine sigur un blestem și o osândă veșnică, și pe pământ, și sub el. Pentru a te închina lui Dumnezeu este totdeauna nevoie să te sui, să te înalți, să te nobilezi, adică să te ridici spre o stare cât mai înaltă și mai evlavioasă, spre înălțimile duhovnicești curate și sfinte. Numai așa poți să-i aduci o închinare vrednică de el. Toate poruncile Domnului ne îndeamnă să ținem seama de anumite condiții ce ni se cer pentru ca închinarea noastră să fie primită și bine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Printre acestea, cea din tâi este un cuget curat și o inimă smerită. Cine nu se va îngriji mai înainte de înfățișarea cu care se prezintă trupește sau sufletește înaintea lui Dumnezeu, acela nu se va îngriji nici dacă ceea ce vrea să-i ceară sau ceea ce vrea să-i dea lui Dumnezeu este cuvincios sau nu este. Să nu judecăm pripiți pe nimeni care vine să asculte Evanghelia Domnului, pe nimeni care își arată în vreun fel dorința și respectul pentru Hristos. Căci niciodată nu știm ce plan are Dumnezeu cu sufletul acesta, și nici ce se petrece în inima aceluia care se închină. Dragă suflete, oricât ai fi de străin de Ierusalim, adică de problemele religioase și de căile lui Hristos, totuși, nu uita că ai și tu un răspuns de dat lui Dumnezeu, odată și odată, pentru cauza Evangheliei sale pe pământ. Dacă nu în ceea ce îi privește pe alții, cel puțin în ceea ce te privește pe tine. Nu uita că ai și tu pe conștiința ta multe păcate și că odată va trebui să mergi cu toate acestea la judecata lui Dumnezeu. Singura salvare este să te sui și tu înspre Ierusalim, adică să începi a te interesa de problema mântuirii tale, chiar de acum. În fața judecății lui Dumnezeu, singura ta salvare este ca neapărat astăzi să vii să-L cauți pe Hristos, să dorești să-L afli neîntârziat pe El, să-L cunoști și să asculți cuvântul Său, predându-te Lui și începând o viață nouă cu El. Așa îți vei afla iertarea păcatelor tale. Hristos Iisus, Domnul nostru, este singurul care ne poate da iertarea tuturor păcatelor noastre și numai așa se află despovărarea conștiinței și pacea inimii și, în final, mântuirea sufletului nostru, altfel nu. De nimic n-are atât de multă nevoie orice suflet omenesc ca de Hristos. După nimic nu strigă sufletul fiecărui om cu o sete mai arzătoare ca după Iisus. Nu există o sete mai mare decât setea de El. Nici o fericire nu-i mai mare ca prezența lui Hristos între noi și nici o nefericire nu-i mai mare ca lipsa Lui.
Numai puțin dacă avem deschiși ochii unei minți sănătoase, putem citi pe fața chinuită a întregii omeniri și a fiecărui om în parte dureroasa lipsă după Hristos. Nu după pâine, nu după fericire, după Hristos. În El singur este totul. Toate lipsurile tuturor oamenilor sunt numai din cauza lipsei lui Hristos din ei și dintre ei. În ochii sufletești ai tuturor nu se poate citi nimic mai puternic decât adânca trebuință a celor care cândva veniseră din inima civilizației și a culturii, căutând ceea ce nu le putea da nici cultura și nici civilizația lumii și strigând: am vrea să vedem pe Iisus! Setea cu care bieții oameni urmăresc evenimentele, setea cu care cercetează bisericile, setea cu care citesc cărțile, ziarele, romanele, setea cu care caută auzirea cuvântului, setea cu care îi așteaptă și îi doresc pe vestitorii Domnului, setea aceasta, sub toate formele ei, nu este altceva decât marea trebuință a sufletului omenesc de a-L vedea pe Iisus, de a-L afla și de a-L avea pe Dumnezeu. Omenirea a avut mulți binefăcători, în toate timpurile, care i-au căutat fericirea prin tot ce au crezut ei că pot ajuta și ușura viața acesteia, asemenilor lor pe pământ. Dar cei mai mari binefăcători ai omenirii au fost, în toate timpurile și în toate locurile, acei care le-au arătat oamenilor pe Hristos. Acei care nu numai cu cuvântul lor puternic, luminos și fierbinte, dar mai ales cu viața lor curată, binefăcătoare și smerită, l-au arătat strălucit și vrednic pe Hristos, viu și adevărat, în fața semenilor lor în așa fel ca și aceștia să-L iubească și dorească pe Hristos. Am vrea să-L vedem pe Iisus, am vrea să-L auzim pe Hristos. Ascultă această strigare dureroasă și adâncă a tuturor celor ce îi întâlnești. Poartă-te în așa fel cu toți. Vorbește în așa fel cu fiecare. Ai grijă să umbli totdeauna în așa fel, încât ascultătorii tăi să spună în urma ta nu ce frumos ai vorbit tu, ci cât de minunat este Iisus. O, să dea bunul Dumnezeu ca toți cei care vorbesc în numele lui Iisus și toți cei care stau în slujba Evangheliei Lui și toți cei care se ridică să îndrume sufletele spre viață, să-L mărturisească pe Iisus cu o asemenea putere și roadă, încât toți oamenii să-L vadă pe El în ei. Facă Domnul ca toți cei care se vor întoarce de la auzirea cuvintelor noastre să poată spune cu bucurie: am văzut pe Iisus. Fericiți vor fi în vecii vecilor toți vestitorii Domnului care au făcut mărturisirea Evangheliei cu multă smerenie, dragoste și sinceritate. Cu smerenie pentru că ei i-au întrebat mereu pe alții, socotindu-i mai mari ca ei. Cu dragoste pentru că ei n-au făcut niciodată singuri, fără frați. Cu sinceritate pentru că atât cât au făcut era din toată inima. Întâietatea celor credincioși nu se impune prin porunci și prin laude personale, ci se recunoaște prin merite și smerenie, prin dragostea și prețuirea ostenirilor sfinte, depuse pentru Domnul fără nicio pretenție la vreo răsplată. Așa și-au câștigat întâietatea înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, sfinții noștri înaintași. Aceștia sunt închinătorii adevărați. O, Doamne, Duhule Sfinte, ridică mereu în slujba Ta astfel de slujitori. Amin.